Doamna Nicolae, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că ar fi primul acord în care standardele Parlamentului ar fi respectate. Dimpotrivă, cred că este unul dintre acordurile în care aceste standarde nu își regăsesc ocrotirea pe deplin. Însă o decizie este foarte dificil de luat cu privire la acest acord, pentru că față de acordurile anterioare constituie o îmbunătățire. Sigur, putem să o etichetăm ca fiind nesemnificativă, dar este totuși o îmbunătățire. Decizia pe care va trebui să o luăm este una politică și va trebui să răspundem unei întrebări căreia până în momentul de față nu i-am putut da un răspuns. Până unde merg exigențele protecției securității interne și până unde merg exigențele protecției drepturilor omului? Nu am găsit nici în acest acord, din păcate, o barieră care să fie satisfăcătoare pentru a îndeplini ambele cerințe. Fără îndoială, însă, sunt câteva elemente care pot crea dificultăți în aplicarea acordului și mă refer la modul de procesare a datelor, dar și la modul de stocare a datelor, deja destul de ridicată ca timp, ceea ce poate permite utilizarea și în alte scopuri a datelor personale și înfrânge standardele europene cu privire la protecția datelor personale. Însă, dincolo de această chestiune, un lucru este cert: nevoia de a asigura mai multă securitate cetățenilor europeni trebuie îndeplinită. De aceea cred că în grupul nostru decizia este una de liber arbitru, fiecare va avea capacitatea să răspundă acestei necesități așa cum dorește după propria conștiință. Eu personal susțin acest acord, cu toate că este un acord care nu poate fi bănuit de performanță, ci dimpotrivă, însă cred că totuși constituie un cadru juridic care poate asigura o minimă protecție datelor.